Aceasta este cea mai americană mașină pe care am putut să o găsesc. Deși mă știți pe mine pasionat de mașini electrice, nu pot să nu respect moștenirea unui American supercar. Acesta este un Chevrolet C8 Stingray. O mașină spectaculoasă cu un motor V8 de 6,2 litri care sună genial și m-a distrat pe parcursul ultimelor două zile. Haideți să vorbim așadar despre un veritabil monstru, un dinozaur, o mașină cum altele nu cred că se vor mai face. Deși dacă mă uit la cifrele de vânzări, mașina asta se vinde din ce în ce mai bine. În 2023 a dublat vânzările din anul dinainte, pe semne că oamenii încă își mai doresc așa ceva. Oare de ce? Haideți să aflăm! Văzută de aproape, mașina arată mai bine decât în poze. Nu am văzut fotografii care să-i facă cinste. De altfel, și pe mine m-a ținut la distanță, pentru că de la depărtare părea întotdeauna o copie slabă de mașină europeană. După care am aflat că este. Chiar și cei de la Chevrolet au recunoscut că s-au inspirat din un Ferrari 458, pe care l-au cumpărat de la daune de undeva din Europa, l-au desfăcut și au făcut reverse engineering. Și nu este singura chestie la care au făcut așa ceva, însă am luat decizia că trebuie neapărat să conduc un American supercar, da? Și atunci am închiriat-o și după ce am văzut-o de aproape, mașina mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam. Serios, mașina asta este foarte faină, este foarte reușită și arată mult mai bine în realitate. Singura chestie care cred eu că face de servicii serioase este chestia asta. Farurile astea total disproporționate sunt exagerat de mari și de alungite. Ar trebui să-ți dea percepția unei feline, dar sunt prea mari față de chestia asta și fac tot botul să pară prea mic, pentru că nu e chiar atât de mică. Mașina asta este lată ca un Ferrari. Adică bucata asta de aici arată mult mai bine. Îi zice Stingray pentru că, evident, Stingray vine de la pisică de mare, care forma asta de pisică de mare. Foarte aerodinamică și foarte agresivă. Și botul arată foarte bine. Îmi place inclusiv ce au făcut cu capacul francului, portbagajul din față, o să-l deschidem imediat, dar toată forma asta nu arată rău. Încă o dată, o strică farul. Asta e părerea mea. Dar s-ar putea ca vouă să vă placă și puteți să-mi spuneți voi mai multe despre chestia asta. În rest, grila frontală, o abordare destul de diferită față de cea mai văzută în industrie, pentru că bucata asta de aici este închisă, deși avem un motor mare care trebuie să primească mult aer și multă răcire. Chestiile astea au fost rezolvate cu două radiatoare masive în spatele acestor grile deschise, și pe stânga și pe dreapta, iar dezavantajul acestora se vede imediat. De când este condusă mașina asta, a luat foarte multe pietricele acolo în radiator, care n-au mai ieșit. Sunt tot acolo. Colecție. În partea frontală de aici avem inscripția Corvette negru pe negru. Sigla aici, însă o chestie care mi-a plăcut în mod special este faptul că are, pe față are trei camere. Am camera asta de aici, care mi-arată zona asta de aici din față, mai ales când vin aproape de borduri. Și mai am încă una aici. Tot aici este un radar pentru a frâna în caz de urgență, capacul de cârlig și așa mai departe, și pe aici ia aer pentru frâne. Acum, în versiunea asta, ea are fusta asta destul de scurtă, care este dintr-un policarbonat, însă în funcție de nivelul de echipare, poți să iei mașina asta cu niște fuste foarte mari, niște piese din carbon care crescă mai mult apăsarea aerodinamică și stabilitatea în viraje, mai ales la viteze mari. Mașina asta este într-o versiune, să zicem, intermediară. Nu este entry level, dar nu este nici un Z06. Asta este un C8, dar foarte bine echipat, pentru că este ediția aniversară. Îți mai arăt imediat. Așadar, bucata din față, cu o capotă scurtă și foarte tăiată, dacă mă uit de aici, îmi aduce aminte de un Lamborghini. De fapt, mulți oameni își cumpără mașina asta ca o alternativă la un Lambo sau un Ferrari și, pe bună dreptate, este mult mai accesibilă cu ei la preț de Porsche Cayman, dacă vrei, prin comparații cu celelalte. Hai să-ți arăt însă că este o mașină folositoare. Poate fi folosită în viața de zi cu zi, pentru că are portbagajele față-spate, însumează spațiu destul cât pentru o Honda Civic, dacă vrei, sau un Golf. Uite câte bagaje am reușit noi să băgăm aici în față. Povesteam mai devreme cu Andrei că
Portbagajul față coboară jos până aproape la stradă. Practic, să ai mare grijă, dacă sare vreun bolovan pe acolo, o să ajungă direct la bagajele tale. Mașina reușește tot să fie practic. Am cârlige inclusiv pentru bagaje, 4 de jur împrejur, și o priză de 12V aici, și o lumină, și un buton pentru un copil care, dacă a rămas aici, să poată să fugă. Chestia asta cu butoanele în portbagaje mi se pare în continuare foarte tare. Aici o să bagi lichidul de parbriz și aici lichidul de frână și cam atât altă treabă nu ai în față, pentru că motorul nu e aici. Mașina aceasta este primul Corvette, dacă am înțeles eu bine. Am încercat să mă încarc cu cultura automobilistică de la Corvette, de la Chevrolet, cu motorul așezat median. Și o să ajungem imediat și acolo. Din lateral este silueta, într-adevăr, unui supercar. Arată bine și din lateral, dar din nou, cred eu că o strică farurile. Încă nu arată, sunt subiectiv când vine vorba de chestia asta, însă este o mașină cu doar două locuri și așa ar trebui să fie orice mașină sport de felul ăsta, cu câteva ciudățenii diferite, pentru că este atât de lată pe spate, o să vedem imediat, are și niște oglinzi care ies destul de mult în afară. Niște LED-uri aici și așa mai departe, dar în rest nu am alte camere și alte jumbușlucuri. Este pur și simplu, dacă vrei vizibilitate, îți trebuie această oglindă și cum proprietarul a pus o folie foarte, foarte neagră pe geamurile laterale, vizibilitatea este foarte proastă prin oglinzile alea. La capitolul roți, în echipare de stradă, vine cu jante pe 19, să văd eu, da, așa se e, pe 19, cu anvelope de la Michelin Pilot Sport 4S. Foarte bune, le-am avut inclusiv pe Civic Type-R și pe alte mașini puternice. Se comportă excelent pe asfalt. Există inclusiv variante de la Toyo și jante diferite și frâne diferite. Mașina asta poate fi modificată în foarte multe moduri. Așa cum o vedeți, are trei versiuni de echipare cu trei versiuni de scaune și apoi poți să treci în celelalte trei versiuni Z dacă vrei de performanță. Poți să faci foarte multe chestii cu ea. Am aici chestia asta care îmi scoate la iveală o gură de ventilație reală, pentru că cel mai mult aer o să ajungă la motor pe aici. Asta este zona pe unde pe ambele părți motorul se alimentează cu oxigen, pentru că se află fix aici. Și până ajungem acolo, să răși și partea din spate. Dacă ai fost atent pe față, avem jante pe 19, da? Ia să vedem de cât avem aici. Aici avem pe 20, avem roți mai mari. Avem o mașină foarte puternică care pune toată puterea pe spate. Și se vede că muncește, uite-te la etrierele astea care sunt deja murdare de disc, de praf de disc. Iar aici, asta este frâna de parcare, spre exemplu, este echipament suplimentar, pentru că fiind cu frâne de racing, trebuie ca frânele să fie blocate cu alte frâne decât cu cele pe care le folosește în viața de zi cu zi. Apoi, hai să deschidem un pic haionul și după aceea vă arăt spatele, pentru că partea cea mai spectaculoasă este motorul și uite cât de mare este capacul ăsta care acoperă motorul. Acolo este motorul de 6,2 litri, este un 2LT și este un V8 aspirat care livrează 492 de cai putere stock. Ce faine sunt și barele astea stabilizatoare cu toate protecțiile termice de jur împrejur. Și deși este pus fix în spatele celor doi pasageri, în afară de sunetul evacuării care vine foarte fain, nu am simțit vreun deranj suplimentar din cauza asta. Faptul că este pus acolo plantează mașina foarte bine pe stradă, pune greutatea pe punta din spate, iar toată puterea este pusă foarte repede la roată, pentru că dacă motorul e acolo și roata aici, nu știu ce puțin drum trebuie să parcurgă tot cuplul ăla până când este pus la asfalt. Dacă ai fost atent, spre exemplu, peste amortizoare am iarăși niște cabluri care controlează răspunsul lor dinamic și asta pentru că poți să faci în continuare foarte mult custom tuning la mașina asta, însă poți să reglezi inclusiv răspunsul suspensiilor și multe alte chestii. O să ne jucăm cu modurile astea când o să o și conducem. Motoarele astea sunt recunoscute ca fiind nu doar puternice ca motoare aspirate, ba chiar versiunea pentru Z06, acel 5,5 litri V8, este considerat în momentul ăsta un motor mai puternic decât cel de la AMG, de la Mercedes. Se pare spectaculos. Americanii știu în continuare să facă V8-uri ca lumea, puternice. Și dacă te-ai uitat, avem și o bucată de portbagaj destul de mare aici. Împreună cu cea din față, spuneam, avem aproape 400 de litri, însă locul de aici este suficient de mare cât să primească și capacul ăla de acolo, targa, adică hardtop, cum vrem să-i spunem,
În spatele acestui capac foarte mare nu este doar motorul, este și accesul la portbagaj. O să-l scoatem imediat ca să vedeți că este o chestie destul de distractivă. Aici în spate se vede și silueta pisicii de mare, o lunetă destul de alungită, cu foarte multe zone de ventilație și o cameră acolo sus, pentru că mașina aceasta îți permite să vezi pe oglinda retrovizoare imagini de pe camera de mers cu spatele. Am un eleron aici standard, ăsta negru, însă poți să ții inclusiv eleroane mai mari pentru a apăsa mai mult mașina, mai ales pe viraje și pe circuit. Din spate, da, ideea asta, asemănarea asta cu pisica de mare se simte și mai bine. Forma asta este într-adevăr de prădător, nu? Însă, din spate mașina asta arată mult mai bine decât din față, părerea mea. În continuare, logo-ul Corvette aici, stopurile astea cu LED-uri foarte frumos puse, evacuările astea reale pentru aer și tobele de eșapament 4 la număr, care se aud spectaculos. De altfel, cea mai distractivă chestie pe care poți să o faci cu mașina asta, nu cred eu că este neapărat să o duci la circuit. Puțini oameni vor face chestia asta. Dacă vrei, poți să-ți iei o zi de circuit cu o mașină preparată pentru așa ceva. Astea care merg pe stradă sunt făcute să cânte. Eu așa cred. Oamenii le iau ca să le asculte, pentru că audiția este excelentă și o să le ascultăm și noi când o să ieșim la plimbare fără capacul ăla, pe care o să-l dau jos chiar acum ca să vi-l arăt. În rest, despre spate nu am mare lucru de spus. O să mai deschid asta o dată. Și de data asta o să încerc, poate și reușesc, să pun hardtop-ul singur. Ia să vedem. Pentru asta trebuie să acționez 3 manete. Prima dată trebuie să deblochez asta. Nu, asta vine după. Prima dată trebuie să trag de chestia asta de aici, din spatele parasolarului. Mi-e frică de ele pentru că mi-am prins degetele la un Camaro acum câțiva ani și de atunci am rămas cu sechele. Trag așa. Trag așa. Și acum deblochez de aici. Așa. E mai ușor în doi, dar pot să facă și unul singur. Și dacă n-am greșit, dacă n-am uitat eu, asta vine aici. Asta vine acolo. Se fixează acolo. Stă bine la locul ei. Am închis. Și acum mai un fel de decapotabilă, targa, cum mi se mai spune. O să fie destul de greu să vă arăt interiorul în timp ce vom fi în mișcare, așa că mai bine o facem acum. Interiorul acesta, pe acest nivel de echipare, este cu tapiserie roșie, care arată genial. Mi-aduce aminte, evident, de un Ferrari, dar o să vezi aici niște inserții din fibră de carbon. În continuare, îți spun că sunt mai multe versiuni de echipare. Versiunea de bază nu are chestia asta. Asta mi se pare că e un nivel, nivelul 2. Însă aici o să mai vezi, spre exemplu, niște semne din astea cu Corvette 70. Mașina asta este model 2023 și atunci marca a împlinit 70 de ani de existență. Și asta te pune un pic pe gânduri. Oamenii ăștia fac astfel de mașini de peste 70 de ani. Au o moștenire spectaculoasă în spate și mașinile astea, îți spuneam, sunt foarte fiabile. Motoarele de pe mașina asta sunt recunoscute că țin 200-300 de mii de kilometri, ba chiar sunt unele pe stradă și cu 400 de mii de kilometri. Deși cred eu că dacă o iei ca daily driver, trebuie să fii extrem de pasionat. Aceeași inscripție cu 70 de ani o mai avem și aici pe lunetă, pe sticlă. Însă, în rest, interiorul este foarte diferit față de tot ce am mai văzut până acum. Și asta mă bucură. Este un interior diferit gândit mai ales în jurul șoferului. Și acum o să mă așez eu în scaunul ăsta electric. Destul de confortabil, surprinzător de confortabil. Și intratul și ieșitul din mașina asta nu este cel mai ușor, pentru că în momentul în care am și hardtop-ul, trebuie să am grijă să-mi dau cu capul aici. Hai să vă mai arăt o dată. Deci, odată ce intri în mașina asta, ieși într-un cockpit foarte tare, dar să intri și să ieși, apeși butonul ăsta, împingi o ușă destul de mare, în parcările aglomerate nu o să poți să deschizi ușa complet, o să o deschizi cam pe aici, ca să deschidem vreo 3 trepte. Și de aici, ca să ieși, trebuie să faci ceva de genul ăsta. Și să stricori așa.
îți trebuie oase flexibile pentru asta. Și după aia te bagi așa. Odată ce ajungi la bord, lucrurile evident încep să devină foarte drăguțe, pentru că pe nivelul ăsta de echipare am pielea asta roșie și pe consola asta de aici, piele neagră și aici, și tot cockpitul ăsta care arată spectacol. Îmi place afișajul acela digital care se deschide cu animația mașinii, care rămâne acolo până când voi porni motorul, iar aici o să aprind imediat sistemul infotainment. Volanul însă, hexa-octogonal așa, e discutabil. Unora s-ar putea să le placă cu logo-ul Corvette aici și cu pielea asta cusută cu oață roșie. Poziția pe volan e bună. Poți să o ții și de aici și de aici și cu clapetele în spate. Nu știu ce să zic. Plus că butoanele astea de aici îmi inspiră Opel Astra. Da. Dar am cruise control. Și am toate dotările pe care le caută de la o mașină. Adică, dincolo de chestia asta, am toate funcțiile pe care aș vrea să le folosesc în cea mai mare parte a timpului. Deci o să ajungem și la schimbătoarele astea. Hai să mă leg însă de partea cea mai ciudată, cea mai diferită din tot ce am văzut până acum. Toată consola asta mare pe care o vezi aici este diferită față de ce ai mai văzut. Prima chestie care ți sare în ochi este bara asta plină de butoane. Asta hai să-l numărăm ca un singur buton care să regleze temperatura, încălzirea, ventilația scaunului, climatizarea pe sincron, climatizarea automată, iarăși climatizarea pe zone, viteza ventilatorului, oprit pornit, compresor, recirculare, degivrarea din spate, încălzirea și ventilația scaunului pasagerului, temperatura pentru el. Foarte multe butoane. E ciudat la primul contact, după care începi să zici, bă, s-ar putea să nu fie neapărat rău, pentru că te obișnuiești cu ele și știi repede unde le găsești pe toate la rând, dacă nu știi unde sunt. Toate astea de aici funcționează doar după ce pornezi mașina. Hai să-ți arăt acum rapid infotainmentul, care arată din nou dintr-o mașină de copii. Arată ca într-o mașină de copii? Arată absolut banal. Însă răspunde bine, un ecran de 8 inch în diagonală cu toate funcțiile. Cea mai importantă chestie care te interesează, evident, suportă Android Auto și Apple CarPlay Wireless. Și unde-i telefonul, mașina asta? Că o să fie destul de ciudat să-l pui aici. Nicio problemă, telefonul tău este în siguranță într-un loc unde nu vei putea umbla la el. Aici, încărcătorul wireless este aici. Drăguț, nu? Mai bine să nu umbli la telefon în timp ce conduci mașina asta, pentru că ai tot ce trebuie. Uite, mi-arată că se încarcă, am partea de navigație și așa mai departe, deci pe CarPlay ești bine. În rest, mașina asta mai vine cu câteva chestii în plus. Pe lângă faptul că poți controla telefonul, are un calculator de bord care îți monitorizează performanța în funcție de ce ai de gând să faci, lap timing-uri, toate registrările, îți registrează inclusiv cu camera, dacă pui un card SD de mașină, turele de circuit. Uite, poți să-ți facă inclusiv filmări în Full HD. Dar mai are niște limitări pentru dacă dai mașina asta unui copil. Nu știu unde le găsesc eu, însă tările astea sunt undeva pe aici pe la aplicații. Și poți să dai mașina asta unui adolescent cu foarte multe limitări. Adolescent, vorba bine. Pe la 18 ani deja e încă adolescent, nu? 16 America. De la 16 ani nu știu dacă aș da mașina asta cuiva. Nu mi-aș da-o nici mie la 22. Anyway, dar meniul ăsta vă spuneam absolut banal și nu o să ajungi prea des la el, asta este important. Afișajul de acolo din centru este tot ceea ce te interesează și cu ăla o să ne distrăm în cea mai mare parte a timpului. Aș mai reveni puțin la volan pentru că există totuși un buton fain. Acesta este butonul pentru a activa Z-Mode și este, să zicem așa, o plecăciune în fața unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria mărcii, Zora Dudkov, dacă am reținut corect, și el este unul dintre piloții de teste și unul dintre oamenii care au pus umărul. Este considerat cumva unul dintre părinții modelului, dar nu el este inventatorul Corvette-ului. M-am documentat un pic și nu este el tatăl mașinii, dar a pus foarte multe lucruri acolo. Alte chestii importante, hai să și pornim motorul și să vezi cât de fain se aude când pornește și după aceea vă arăt modurile de aici. Este cel mai frumos salut, un fel de bună dimineața la toată lumea. Până când se ridică puțin temperatura la ulei, apropo, există radiatoare separate și pentru uleiul din motor, dar și pentru lichidul de răcire. Există niște radiatoare apă-apă și apă-ulei.
foarte interesant. O să pun eu, am pus destinația unde trebuie să mergem, de unde vom lua o mașină mult mai eficientă, dar cel puțin la fel de spectaculoasă pe care o să o vezi aici. Însă până să ajungem acolo, motorul se liniștește, coboară în ralantii la 700 de rotații pe minut, acest V8, care are niște aturi extrem de interesante. O să auziți în timpul mersului, spre exemplu, cum își închide o parte din pistoane și așa mai departe, însă, înainte de orice, trebuie să-ți arăt cum plecăm la drum. Pentru a decide cum vrei să conduci, trebuie să apeși pe butoanele astea de aici și dacă vrei să mergi cu spatele, tragi în sus și se aprinde camera de mers cu spatele. Îmi place interfața asta, e pe wide, e apropiată, pot să văd grila asta sau nu. Apoi, ca să trec mașina pe neutru, apăs pe N și dacă vreau să dau pe drive, trag în sus și aici apare chestia cu camere de care v-am zis. Am această imagine combinată din cele două și cele două camere care mi arată exact unde este fusta asta din fața mașinii, ca să nu lovesc bordura. Adică cu camerele astea nu ai nicio scuză dacă mai lovești bordura. Și apropo de camere, să vedem dacă reușesc eu să conving asta să meargă. Da, uite, vezi, ca să folosesc camera aia pe care v-am arătat-o la exterior, pentru că luneta e mică, fac așa și pot să văd tot traficul din spate. Foarte deștept. Este pur și simplu, trebuie să faci chestia asta ca să vezi ce se întâmplă în spate. Și o să o păstrez așa. Iar aici mai am trei butoane importante. O să dau înapoi în parc. Pentru că dacă vezi, am aici o chestie care mi-arată că am botul puțin ridicat. Mașina se ridică și se coboară atunci când ajung într-o zonă unde am nevoie de chestia asta, dar pentru asta trebuie să apăs eu la buton, adică aici. Și uite, spre exemplu, în momentul ăsta mașina coboară. Sensibil se vede chestia asta și am avut nevoie de chestia asta pe o rampă și pur și simplu când vii doar apeși și se ridică și dacă îi spui va ține minte locurile unde s-a ridicat și s-a coborât, astfel încât atunci când vii acasă, dacă ai o rampă, să nu trebuie să apeși butonul de fiecare dată și să nu distrugi bara față. Aici pot să dezactivez controlul stabilității și aici pot să văd încă o dată camera de față, iar modurile de condus. Acum, sunt mai multe moduri de a face chestia asta, încă încerc să învăț cum se face. Spre exemplu, aici în spatele chestii ăsta este un selector foarte mare, care putea fi pus pe volan fără probleme, pe care trebuie să îl învârt. Și să opresc eu camera, dacă învârt de ăsta, am modul tour, mi-apar acolo, modul sport și se schimbă și sunetul. Și deja încep să văd setările suplimentare, modul de circuit și cam asta ar fi ultimul. Ar mai fi un Z-mode, dacă apăs aici, spre exemplu, am Z-mode activ și mi se dezactivează aproape toate funcțiile de stabilitate și toate funcțiile astea sunt duse la maximum. Suspensia devine cea mai rigidă, volanul devine și mai... Ia uite, volanul devine și mai responsiv, motorul și schimbarea se vor face mai agresiv și răspunsul frânei va fi mai rapid, iar sunetul motorului va fi mai tare. Acum sunt în modul tour, deci aceeași chestie pe care am făcut-o de aici o fac și de pe butonul ăsta fără probleme. În modul tour, motorul este cel mai eficient și schimburile sunt cele mai lente. Hai în tour. Sport. Tour mode, așa. Și toate astea sunt atenuate astfel încât să ai o plimbare cât mai confortabilă și o să vedeți că mașina asta se poate comporta dacă vrei ca un daily driver. Hai să pornim la drum și să și testăm chestia asta. Și o să pornim în modul tour, cel mai relaxat posibil. N-am mai filmat de mult într-o decapotabilă. Sper să putem merge fără să trească să țipă în lavalieră. Spre deosebire de o decapotabilă tipică, mașina asta este o targa sau o mașină cu un fel de hardtop care se desface, după cum ați văzut. Însă există și o versiune decapotabilă electrică, din câte am înțeles. Mie mi se pare mai interesant asta pentru că o poți conduce ca pe un cupe. Sunt puține locuri pe planeta asta unde mare parte din timp poți să mergi așa. Iar Las Vegas sau România nu sunt două dintre ele. Aici poți să faci chestia asta doar în lunile de iarnă, dacă vrei, și chiar și atunci când nu este prea mult soare. Am prins ziua perfectă ca să filmăm mașina asta. Afară, în momentul ăsta, este noros și temperatura este destul de confortabilă. Oricum, voi profita și de încălzirea din scaune pe parcursul acestei călătorii, pentru că simt că vine un pic de friguț de afară. O să ieșim un pic pe autostradă și acolo o să putem să și ne bucurăm de motor, dar până una alta, prima senzație când pleci cu mașina asta la bord este că
Mă încurcă foarte tare stâlpul ăsta la viraje, pentru că fiind așa de sport, este destul de culcat, dar vizibilitatea pe parbriz este foarte bună, însă pe lateral mă încurcă folia de care vă spuneam și vizibilitatea prin oglinzi. Scaunele mă țin bine strâns, sunt destul de confortabile, nu mă înghiontesc, iar suspensia mă așteptam să fie mai rigidă, dar nu este. Amortizoarele sunt destul de inteligente și în modul ăsta tur scutură, dar nu prea. Nu troncăne, nu scârție. La câți oameni sunt convins că au condus mașina asta, are deja aproape 20.000 de mile la bord, se comportă și se simte ca o mașină bine închegată, destul de nouă. Adică nu cred că o ia cineva de la închirieri cum am făcut eu ca să meargă cu ea așa cum merg eu acum, ca o băbuță la cumpărături. Toată lumea abia așteaptă să ajungă pe o bucată de drum deschisă unde să schimbe vitezele. Iar până când ajungem să facem chestia asta, trebuie să vă spun că mi-a scăpat un buton aici pe care scrie M. E bine, mașina asta nu este manuală. Poți să schimbi manual cu clapetele din spatele volanului, însă voi da tot o comandă electronică într-o cutie automată cu 8 rapoarte, făcută de cei de la Tremec pentru Chevrolet, pentru acest Corvette. Este o cutie automată cu dublu ambreiaj care schimbă foarte bine, dintr-un motiv. Dacă v-am spus că pentru caroserie și tot șasiul s-au inspirat din Ferrari 458, cine știți voi că mai are o cutie cu dublu ambreiaj de performanță bună în industrie? Porsche. PDK-ul a fost sursa de inspirație pentru mașina, pentru cutia de pe mașina asta. Și din ce am testat noi aseară, nu răspunde rău deloc. Nu vei mai găsi o variantă manuală. De pe la C3, C4 nu prea mai există variante manuale pe Corvette. La atât de multă putere, cred că este și cazul. C500 de cai putere, împreună cu felul în care a fost etajate cutia de viteze și cu cele două ambreiaje, fac schimbul foarte bun și riscul de a albăstri foarte repede un disc de ambreiaj scade. Adică costurile de întreținere ar să fie destul de mici. Și apropo de chestia asta, am studiat și lucrul ăsta. La mașina asta costurile de mentenanță nu sunt chiar atât de mari pe cât m-aș fi așteptat. Inițial mă așteptam să fie mult, dar sunt undeva la vreo 8.000 de dolari pe 10 ani. Costurile tipice de întreținere. Doar costurile tipice de întreținere. Ceea ce, încă o dată, mi se pare spectaculos pentru o mașină cu un motor de 6,2 litri și aproape 500 de cai putere, 492 de cai putere pe versiunea asta, în funcție de nivelurile de dotare și de tuning, poți să o duci la peste 500 de cai, iar versiunea Z06 se duce la 670 de cai putere în acel 5,5 litri V8. Ambele motoare sunt aspirate și toate sună foarte bine, cam așa. Pot să trec foarte repede cutia în manual dacă simt nevoia, apăs pe clapetele de aici, însă dacă mă relaxez, fuge repede înapoi în drive și în funcție de modul în care ai pus-o, o să auzi mai degrabă liniște decât tobele. În momentul ăsta suntem în modul tur și modul tur va ajunge în situația în care de foarte multe ori va închide cilindric pentru a fi eficientă, iar tobele de asemenea nu vor mai cânta. Dar dacă vrei să începi să conduci, nu trebuie decât să apeși un pic accelerația. Acum o să o las un pic mai moale ca să pot să vă explic câte ceva. Rulăm cu viteza de autostradă, suntem doar la 100 de km la oră și deja nu mai este, sunetul nu mai este foarte prietenos. Ce am observat eu este că răspunsul accelerației în toate modurile, și o să trec acum pe sport, unde toate astea sunt îmbunătățite, tot răspunsul, e bine, 3, 2, 1. E motor aspirat, însă din amintirile mele, un 5 litri aspirat pleacă mai repede. Am senzația că pleacă aproape ca un motor turbo. Însă, dacă vrei să ai control și să răspundă mai repede, trebuie să o ții foarte aproape de pragul de cuplu. Și apropo, mașina asta dă puterea mai repede decât alte motoare și marele avantaj la ea este că intră în zona galbenă la 5500 de rotații, acolo e puterea maximă.
și zona roșie începe la 6500 de rotații. Pe Z06 lucrurile astea se mai ridică cu cel puțin 1000 de ture și asta este foarte ok. Însă, momentul ăsta ne mergem cu doar vreo 80 de km la oră, suntem sub limita de viteză legală și deja pare destul de distractiv, bate vântul, se aude de afară toată strada și dacă fac... Oho! Avem lângă noi un prieten! Ia uite-l pe colegul. Apropo, s-au făcut drag race-uri între Hellcat și asta și Hellcat-ul bate cu miim de secundă. Cred că el sună mai bine ca noi. Așa se salută băieții care conduc VO pe aici. Noi nu suntem unii dintre ei. Trebuie să am grijă să mai și ajung la destinație. N-aș vrea să depășesc intervalul de închiriere. Ne-am distrat foarte tare cu mașina asta pentru că face chestia asta. Mașina asta oferă niște performanțe foarte bune pe circuit. Dacă știi ce vrei să ceri de la ea, o să-ți răspundă exemplar. Eu nu sunt pilot de așa ceva. Eu mă uit la mașina asta ca o jucărie pentru băieți mai mari, așa, care au trecut de prima vârstă a adolescenței, ca să zic așa, însă îmi aduce bucurie. Și deși mă dau un pic la ea, nu mi se pare neprietenoasă, nu mi se pare nici rigidă, iar direcția asta este superbă, răspunde foarte, foarte bine. Pe asta. Hai că am dus uleiul la 174 Fahrenheit, nu e așa de rău. Lichidul de răcire la 172, mai e loc? Și am acolo un indicator în stânga sus pentru G-Force. Trece și printr-o zonă mai puțin bine famată, ca să zic așa, a orașului. Asta e zona de oameni fără adăpost. Să încerc să trec destul de repede. Dacă tot v-am spus despre G-Force, trebuie să vă mai spun o chestie. Cu aproape 500 de cai putere, mașina asta nu pleacă la fel de repede așa cum te-ai fi așteptat. Da, face 100 în 3 secunde, însă senzația nu este la fel de brutală ca într-o mașină electrică. Dacă vrei să cobori undeva pe la 2,6 secunde, trebuie să ții un Z06. Un Corvette C8 cu V8 86,2 litri poate să facă 100 în 2,8. Și știm cu toții că există mașini electrice care o fac mai repede. Nu mai fac la fel de spectaculos, însă, deși eu sunt mare pasionat de mașini electrice, după cum probabil știți, nu sunt pasionat de mașini electrice doar pentru că nu poluează în oraș, este principalul lor beneficiu. Dar dacă ești în căutarea unei mașini sportive, deocamdată nu avem mașini electrice de sport adevărate pentru stradă. Adică se apropie un pic Rimac, Nevera, de așa ceva, dar este extrem de scumpă pentru ceea ce oferă și atunci alternativa este să te duci să-ți iei un Model S Plaid, un Porsche Taycan, un Lucid Air Sapphire și chestii genul ăsta. Toate mașinile alea sunt grele, sunt foarte grele. Mașina asta este mult mai ușoară, puțin peste o tonă și cu putere mare. Raportul cai pe tonă este important, nu doar accelerația linie dreaptă, pentru că mașinile electrice vor bate întotdeauna mașinile sport în linie dreaptă. Dar până la viteza maximă,
le va fi destul de greu pentru că de multe ori sunt limitate și aerodinamica este cel mai mare dușman al lor, că acolo crește consumul de baterie. Pasaj, se știe, nu? Trebuia să dăm, să pocnească puțin la eșapament. Mașinile acestea sport, deocamdată sunt mai bune cele în versiune pe benzină, cu motoare aspirate. Dar chiar și cei de la Chevrolet au în lucru un Corvette E-Ray, pe care au pus un motor electric care să tragă și fața, pentru că toată puterea acum este pe spate, și i-au pus o baterie, știi de cât? 1,8 kWh. Cred că e de ajuns pentru 10 km. Însă șmecheria nu este ca să mergi cu mașina aia în regim pur electric, ci doar ca să-ți tragă fața în momentele în care ai nevoie de față. Pentru că în cea mai mare parte a timpului, sportul înseamnă propulsie, tracțiune, spate, propulsie, adică te împinge din spate. Aia înseamnă cu adevărat să faci sport într-o mașină sport. Tocmai de aceea am fost atât de îndrăgostit de acel V10 5 litri care era propulsat. M5-ul acela E60, pe care, după care știți că încă mai lăcrimez din când în când. Și atunci, dacă este să vorbim doar de sport, de mașini, de fun, de weekend, de ieșit la circuit sau de plimbare, genul acesta de mașini cred eu că încă au prezent și viitor. Nu e de mirare că inclusiv oamenii pasionați de mașini electrice, pe care îi mai urmăresc și eu, își iau ca mașina lor de fan sau de jucărie un Porsche mai nou zilele acestea, un 911 Turbo, un GT, dacă îi duce buzunarul, și îi înțeleg. Dacă mi-aș permite... A plecat un pic spatele! Deci, la 100 la oră, mai rupt un pic aderența. Mașina asta e și magnet de girofaruri, așa că încerc să rămân în viteză legală, că nu am alte opțiuni. Tocmai de aceea cred că genul acesta de mașini sunt distractive mai degrabă pentru sunet. Sună foarte fain. Percepția accelerației dintr-un motor pe benzină este specială. Nu este o mașină de zi cu zi și este infernal să trăiești cu ea în oraș. Va consuma mai mult, se va încinge foarte tare, mai ales în sezonul cald. Vara va fi destul de greu cu ea. Și să nu uităm că și consumă. Nici măcar n-am să spun consumul la mașina asta, sau să spun, când e economică, face vreo 12-13, pentru că e ușoară. Și în momentul ăsta, spre exemplu, dacă o trec înapoi în tur, se va face liniște. Și dacă o trec în drive, o să vezi imediat, la 100 de km pe oră, pe la 65-70 de mile, o să vezi că s-a dus, uite, este deja în treapta a șaptea. În momentul ăsta sunt în treapta a șasea, la 80 de km la oră, a șaptea, la 1500 de rotații pe minut, și în momentul ăsta mi apare V4. A apărut un V4 cu albastru, ceea ce mi-arată că în momentul ăsta folosesc doar jumătate din motor, adică doar 3 și un pic de litri. Ce-mi place însă este că, încă o dată, dacă dintr-o dată vreau să fac o depășire și nu vreau să umblu la butoane, nu trebuie decât să lovesc accelerația. Doi, trei, patru, cinci, șase, 7, 8, 9, 10 secunde, a coborât deja în treapta a 5-a, încă puțin și revine în V4. Asta este avantajul unui sistem electronic de control al acestor motoare, împreună cu cutia aceea de la Tremec, de care vă spuneam, dual clutch, care răspunde foarte bine. Nu trebuie să știi neapărat unde să schimbi, dar am mai verificat o chestie: dacă o țin în drive și o trec pe manual, dacă o duc în red line, va schimba oricum automat la un moment dat. Trebuie doar să o forțez eu manual în Z-mode și abia atunci o să facă throttling acolo la capătul cursei turometrului. În rest, ce să zic, mai sunt lucruri de zis,
Sunt o mulțime de lucruri de cultură automobilistică legată de mașina asta. Are deja o istorie cât viața tatălui meu. Când se năștea tatăl meu, ăștia deja în America făceau supercaruri de genul ăsta. La început le-au făcut body on frame, după care s-au jucat cu diferite poziții ale motorului. Aceasta, după cunoștința mea, este una dintre puținele mașini de serie cu motor așezat central și cu un preț atât de mic. La mâna a doua, mașinile astea se găsesc sub 60.000 de dolari. Dacă vrei să o aduci de nou în România, te costă undeva pe la vreo 120.000 de euro. Și cu toate astea oferă performanță similară, vă spuneam, la jumătate de preț față de marile branduri. Și din, cred că la chestia asta sunt în continuare foarte buni americanii. Și pentru asta trebuie să sărbătorim aceste mașini, care, deși consumă multă benzină și poluează și ele, sunt încă o parte din cultura noastră automobilistică și sunt mașinile care ne-au făcut. Îmi place sunetul. N-aș cu ea în fiecare zi, dar încă o dată, este o mașină faină de distracție pentru din când în când. Variantele de bază poți să le iei noi de aici, de pe la vreo 60-70 de mii de dolari, însă mașina asta poate fi îmbunătățită cu o grămadă de pachete. Poți modifica tot la ea, de la interioare, tipuri de tuning, setări de motor, eleroane, o grămadă de chestii. Are foarte multe lucruri pe care poți să le modifici la ea și să o duci peste 700 de cai putere. Dacă cauți pe YouTube cu Chevrolet C8 Z06, o să ai cu ce să te distrezi multe ore de aici înainte. Cu asta ajung la final și vreau să vă mulțumesc dacă ne-ați urmărit din aventura noastră americană cu mașini de toate felurile. Aceasta este a doua mașină pe benzină, una din cele singurele două mașini pe benzină pe care le-am condus tura asta, dar dacă mai vrei să vezi și altele, poate ne spui și mai venim. Pentru că de ce nu? De ce nu? De ce să nu ne distrăm? Până data viitoare, un like, un share și un subscribe și până data viitoare să-ți fie numai bine!